vrea să te știu cu altcineva. Îți era mai comod să fii cu ea. Toți cei care au cunoscut-o pe Mădălina Manole au rămas înmărmuriți de durere la aflarea veștii că solista nu mai este în viață. Varianta că s-ar fi sinucis este greu de crezut, în special de cei care au cunoscut-o îndeaproape. Impresarul Bebe Mihu spune că ultimul concert l-a susținut în Gorj la Țicleni, când într-adevăr i s-a părut că artista este foarte supărată. Ce s-a întâmplat acolo? Cum vi s-a părut? Mădălina era supărată? Avea probleme? Nu avea probleme. Mi s-a părut un pic schimbată, dar am dat vina pe oboseală că ea a condus de la București până la Țicleni. Și am impresia că ăsta a fost cam ultimul ei spectacol, dacă nu mă înșel. A intrat pe scenă, eram chiar acolo când a intrat și a cântat aproximativ, da, două cântece. După aceea copiii au încercat să urce pe scenă, i-a primit și a intrat un grup de 4-5 copii. După aceea s-au urcat toți copiii, a chemat pe scenă, stătea cu mâinile pe ei, era veselă și m-a impresionat că se terminase programul și au mai cerut și părinții și copiii că au cântat în engleză, două cântece, pare mi se. Și atunci mi-a fost frică pentru că s-a umplut scena de copii și era un cordon, dar putea să treacă printre cordon copiii, era la o înălțime de 1,5 m. Mădălina Manole a decedat astăzi. A lăsat în urma ei un băiețel de numai 2 ani și soțul, care este înmărmurit de durere.